Senatul a aprobat un proiect de lege potrivit căruia primarii de comună, oraș sau municipiu preiau comisiile locale pentru inventarierea terenurilor care până în prezent erau conduse de reprezentanții instituțiilor prefectului. Noua lege a restituirilor a fost modificată la insistența structurilor asociative ale aleșilor locali. De asemenea, prin modificarea legii, titularii de dosare constituite pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Comisia Centrală pentru stabilirea despăgubirilor către entitățile locale. În forma inițială a legii, returnarea dosarelor la nivel local era posibilă doar în cazul solicitărilor formulate în temeiul legilor fondului funciar. O altă modificare importantă a legii este prevederea potrivit căreia, în cazul în care din documentele existente în dosarele de despăgubire nu se pot identifica vechiul amplasament sau caracteristicile tehnice ale imobilului, calculul despăgubirilor se va face prin aplicarea valorii minime prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă. Potrivit lui Vasile Caraba, directorul cancelariei din instituția prefectului, această modificare a legii este binevenită. Acesta consideră că primarii comunelor sunt cei mai în măsură să inventarieze suprafețele de pe raza administrației teritoriale pe care o conduc, Vasile Caraba a mai precizat că este aproape sigur că această modificare a legii va fi aprobată.